Conducta magistrală de transport a energiei termice a cedat în zona intersecției străzilor Exercițiu cu Eroilor. Pentru remedierea avariei, furnizarea agentului termic a fost întreruptă, iar aproape jumătate din abonații societății Termocalor Confort au rămas fără căldură și apă caldă. Practic s-a întâmplat pe un segment neînlocuit de peste 35 de ani. După ce am depistat avaria, am secționat zona aceea Exercițiu de la punctul 3718 până la 701 în Zmeurei. Însă, în momentul în care am început să umple instalația, s-a spart și aici în IC Brătian. Și azi dimineață deja acționau acolo colegii mei. Echipele de intervenție au lucrat continuu pentru remedierea avariei, dar neputând spune cu exactitate când va fi reluată furnizarea agentului termic către consumatori. Se lucrează acolo și sperăm că în cursul serii, undeva la sfârșitul zilei, să putem să reluăm furnizarea pe calde și de la orele mai târziu, după 12, să reluăm și furnizarea încălzită. Nu putem să spunem cu certitudine, domne, ăsta e termenul. Furnizarea pe calde și a încălzirii nu a fost întreruptă în cartierul Trivale, în cartierul Prundu și în zona fabricii de bere, în zonele respective energia termică fiind produsă cu ajutorul centralelor montate în punctele termice. Din fericire, în această iarnă nicio avarie majoră nu s-a produs, aceasta fiind prima.